Radu Banciu s-a dezlănțuit. Ironii dure la adresa ministrului Justiției, în scandalul extrăderii lui Ghic, ceva grotesc, de domeniul irealului. Ministrul Tudorel Toader a criticat dur, în scandalul extrăderii lui Sebastian Ghic din Serbia. Realizatorul TV Radu Banciu a comentat în termen dur, în ediția de miercuri seara a emisiunii sale, felul greu în care ministrul Justiției gestionează procedura de extrădare. Ne ducem cu gândul la foile alea care s-au pierdut între București sublinierei Belgrad, ministrul Justiției pasându sublinierei responsabilicile în ultima perioadă. Ceva grotesc, de domeniul irealului. A sublinierea ceva nu se putea întâmpla decât pe vremea diligențelor. În fine, faxul lui Tudorel Toader probabil nu mai funcționează. Trebuia să sublinieră domnul ministru ce era faxului, dacă avea mecar juntate de un vie în modernitate trebuie să sublinieră ce faxul nu mai este astăzi un reper. Sunt alte metode prin care poți să trimici. Ei au spus ce au trimis cu porumbei, au trimis cu delfini, au trimis cu curierul rapid, au trimis cu toate mijloacele care există pe pământ, dar până la Belgrad de cale lung, documentele nu au mai ajuns niciodată. Deci se ne lumea dio vreodată de la recuperarea lui Sebastian Ghic, a comentat Radu Banciu.